poziția numărul 48 din 16-3-2018, a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local pentru data de 23-3, ora 15, următoare ordine de zi. Proiect de hotărâri privind rectificarea bugetului venituri și cheltuielile al Comunei Măzgân de anul 2000, dar nu e rectificare. Este rectificare. Prima ședință a fost data trecută. 2. Proiect de hotărâre privind excluderea din Asociația Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului Comănești. 3. Proiect de hotărâre privind avizarea de principiu a planului urbanistic de detaliu pentru investiția construirii locuință, parter, anexă și împrejmuire, amplasat în satul Mărginei, până la Mărginei, beneficiar Bogdan Viorica, inițiator primar. 4. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației CUZ, reabilitare și extindere spațiu existent, beneficiar Șolot Marius Alexandru, inițiator primar. Punctul 5, divers. Punem la vot ordinea de cine și credul. Potrivă? Abține? Mulțumim. Trecem la primul punct și dăm cuvântul lui domnul secretar. Permiteți o secundă. O precizare. Acum îl înțelegem la materialele care trebuie să le aibă la începerea ședinței un consilier, în baza consilierului. Am cerut de mai multe ori. Procesul verbal de la ședința anterioară niciodată nu l-a avut consilierul în mapă. Acum ceva materiale, un lucru lucrător de la urbanism avem la cele două puzuri. Sunt materialele. Doamna contabilă a venit cu ceva acum. În rest... Dar de aia se face, deci consilierii lucrează în comisie. În comisie. Și acolo când vine la comisie are toată mapa cu documente. Da, dar acum cine are, ce consilier are mapă în procesul verbal de la ședința anterioară? Domnul secretar, legalitate, deci e un lucru foarte grav care se întâmplă la noi. Deci nu se întâmplă niciun consiliu local. Aducem dosarul la ședință. Aduceți, vedeți, domnul meu, în ședința anterioară, procesul verbal are consemnat, toți sunt de acord să punem votul procesul verbal la ședința anterioară. Dar nu se întâmplă, că la noi nu se întâmplă la nimeni. Domnul primar, luați lucrul ăsta în calcul, că e un lucru foarte grav. Deci, nu se începe ședința până nu se aprobă procesul verbal din ședința anterioară. Că la noi, la nimeni, în sensul ăsta. Și toate materialele, scuzăm, când avem hârtie, nu se poate cheltuia la mare. Consilierii trebuie să aibă în mapă toate materialele. Poate acceptează la comisii, dar vine în plen. Ce face dezbatere? Dar nu e posibil așa ceva. Avem o dată de ieri, de exemplu, sunt niște aspecte, niște... capități, niște valori, astăzi poate să apară altceva. Uite, ei chiar aveam niște discuții. Știți, v-am mintit. Astăzi sunt alte. Deci ieri, în ședința din comisie, am avut o sumă la un obiectiv, astăzi avem o altă sumă. Dar de asta veniți, încă o dată. De asta dar e normal? E normal să avem un model comparat. Care sunt cele valoare? Încă o dată vă zic. Da. Sumele astea nu sunt... nu rămâne da, la fel. Dacă ieri am văzut suma asta care m-a speriat pentru o parte din membrii comisiei care mi-a speriat 5 miliarde de jumătate pentru capacele de la strada Barați. Și astăzi e decât un... Păi nu, dar... 5 miliarde, 500. 5 miliarde, 500. O greșeală, dar de la 5 miliarde, 500. Am corectat cu pixul. Așa putem corecta toată. Domnul secretar, dacă știți că trebuie să fie în mapă procesul verbal la ședința anterioară, supus votării de către domnul președinte. Ocupați-vă dumneavoastră de domnirea procesului verbal din ședință, domnul președinte conduce ședința. Așa trebuie. Vă rog, dați-mi materialul domnul președinte să conducă ședința. Noastră faceți procesul verbal. Așa trebuie, așa e legal. Să intrăm o dată legalitate când procesul verbal acum. Așa face fiecare procesul verbal și nu vede niciun consilier. Întrebați cât au văzut un proces verbal. Face, că îl face fata acolo proces. Scrie tot ce spuneți neastră consilier. Păi dar cine a văzut procesul verbal ce am vorbit până acum? Asta domnul Petrus, este altă problemă. Ar să discută de acum. Domnule, procesul de legalitate, domnule președinte. L-ați avut în mapă? Nu. Nu l-ați avut? Nu. Dumnezeu l-ai avut în mapă? Eu da. Arătați procesul verbal. Nu, nu mai mințiți, suntem colegi.
Da, suntem nu oameni. Nu are niciun corect. Da, trebuie, nu ridicăm tonul, nu vorbim. Nu ridică tonul, dar sunt corect toți între voi. Procesul verbal îl face doamna în spate, așa, prezindu-se inițiatorul, legal domnul secretar face solicitat prima dată, ca să, dar nu e nicio problemă. Intrați în legalitate. Se poate consulta fiecare dosar de ședință, care e procesul verbal acolo în față. Legal știți cum trebuie. Da. Mulțumesc. Dați citire la procesul verbal, domnul Vale, de la ședința anterioară? Da. Eu vreau să facem. Da. Ședința din ordinară din februarie, din aici? Nu mai e. O fi. Are, că mi-i pot vrea. Mi-i pot vrea. Că mă aveți să vreau, dar... Păi, mă, atunci, ca să nu văd, că suntem atunci. Să lăsăm pentru finalul ședinței. Da, să vă lăsăm pentru finalul. Da, atunci, ce supune la punctul 1, la final. Punctul 1, domnul. Proiect de hotărâri privind bugetul. Rectificarea de buget, da? Rectificarea. Să înțeles, este rectificare. La ședința trecută a rămas ca pentru ședința următoare să punem investițiile din excedent. Primul obiectiv, extindere și reabilitare serviciul primărie, primăria Mărgineni, servicii de proiectare și servicii de verificare tehnică, 100.000 de lei. Sistem de management energetic, vreau să spun că lucrările sunt și de anul trecut, care nu s-au finalizat și sunt puse și anul acesta în buget. Deci nu au fost finalizate și nici achitate, și nici plătite. Și s-au reluat pentru anul respectiv. S-au pus încă o dată. Da, s-au pus încă o dată. Prin care? S-au... Unde a fost cazul? Unde a fost cazul? Sistem de management energetic integrat pentru clădirile școlilor Barat și Lucan, 100.000 de lei, balastări drumuri comunale, 550.000 de lei, indicatoare rutiere, 50.000 de lei, servicii de evaluare, reevaluare și inventariere a patrimoniului public și privat, 102.000 lei, modernizare podișe, 550.000 de lei, centrală telegrizometrică, 100.000 de lei, ridicare la costul capace și schimbare grătar, gaiere, inclusiv ramă, fontă de preluare a apei pluviale pe arcade șeptilici, 120.000 de lei. Achiziție electropompă și tablou de automatizare pentru stația de tratare Barați, 20.000 de lei. Achiziție centrală termică pentru instalația de încălzire și apă caldă menajeră din sediul Centrului Social Lucani, 20.000 de lei. Achiziție centrală termică pentru instalația de încălzire și apă menajeră la școala Alexandru Piru Mărgineni și înlocuire caloriferă, 60.000 de lei. Amenajare stații de autobuz în zona 2G în Comuna Mărgineni. Servicii de proiectare și inginerie, 70.000 de lei. Punerea în siguranță și reabilitare Monumentului Eroilor, Comuna Mărgineni. Servicii de proiectare și inginerie, 21.000 de lei. La monument era și cu... Intră da, și reabilitare. Intră socul și partea de la partea de la parcul. Aveți ceva, doamna, la spate atunci? Nu. Discuți pe acest lucru. Noi ieri, în Comisia Economică, pomeneam și de trotuare. Haideți să vedem ceva cu trotuare. Unde ar fi posibil, dacă vă încurcă, mă refer la vizie ceva. Facem în zona unde, domnule, la Lucan putem face 500 de metri de trotuar. La Mărgine, 1 kilometru. La trebuie nu putem, că nu avem avizii. Nu a, era un proiect în trecut, am înțeles, un proiect pentru trotuare din Chiderea Șolăt. Erau, de fapt, două proiecte. Unul care... Mai avem un proiect, pe gara, acum, unul pentru trotuare. Nu era de pe timpul Șolăt? Nu. Ăsta e acum, adică nu suntem noi. Acum e pe gara. E un proiect care este trotuare, pe gara. De la CPD până la... de biciclete. La Trebeș. Și de la biserică, de la Lucani până la școală la Lucani.
Și atunci ăsta ce face? Are avize, are tot... Toate avizele așteptăm. Asta vine mult cu finanțare. Da, cu finanțare. Funcționarea contractului cu finanțare. Era deja avizate, erau multe. Erau pentru piste de... Pentru piste, pentru biciclete. Nu. Este pentru biciclete. E așa se numește. Așa se numește. Păi atunci dacă erau avizate, acum ce cu trece în pace? Păi nu s-a semnat contractul de finanțare. Nu a fost acceptat. Au primit 120 Ministerul Mediului, din 120 au selectat numai 30. Deci atât au intrat acolo. Deci care au avut... Vreau să menționez eu ceva. Mai aveți ceva pe lumea Tănuș? Nu, vreau să menționez eu ceva. Vreau să fi trecut în procesul verbal în legătură cu transformatorul și cu rețeaua din spatele CPL. Strada de Sumii, care am vorbit ieri. Da, de reacție. S-a început, v-am zis. Dar nu, încă o dată vă zic. Trebuie să scoatem de niște avize. Lucrarea o trec în investiții. Corect, da. Avize de asta, investiții. Da, de asta. Păi nu acum, încă nu. Suntem la capitolul de avize și... Oricum, acolo nu se te vara nimic. Se vorbea că eu mă te vara, se vara să se vara. Nu știu. Ceilalți mărești. La poate rectificare se pot introduce și extinderea rețelelor. Noi avem... Să avem în vedere că 2018 pentru că și anul trecut am vrut să prind. Eu mai aveam o rugăminte la 2018 de ieri. Să fim informați câți kilometri din drum balastat avem în raza Sigurii. Că vă știm. Banii propune la balastări, dar nu știm câți kilometri avem. Alte discuții pe punctul ăsta, ce liberă? Domnul Bălărar, poftiți. Vreau să spun că o informație, o fi bună, nu o fi bună, de la o persoană competentă, n-am să-i dau nume, în legătură cu trotuarele, au zis așa, din discuții direct făcut. Domnul Păduraru, noi facem, adică noi facem. Atunci se aprobă și intră în viteză în momentul când ai canalizări, când ai asfaltări, când ai ăsta și trotuarul vine la urmă. Acum, eu asta am auzit, asta vă spun, asta este. Cum se analizează, dumneavoastră știți mai bine. Asta e plan de care o auzim. Nu, asta nu vreau răspund. Să nu facem, să nu facem. Eu am cerut. Vorbim din drumul ăsta la sa, este care am vorba că să nu se facă. E fără vorba că după ce facem, 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 după ce facem. Domnul meu, domnul președinte, îmi dați voi în continuare. Mi-am pus problema. Domnule, ce treabă are ăla cu canalul Coscoare? Că ăla când lucrează, dă cu spatele, dă cu bultul, ridică, trebuie până la urmă te apuci ar de rectificat. Așa mi-au spus, eu așa vreau să. Păi acum, da, dumneavoastră, vă zis că dacă se face canalizările, se face... Păi este canalizare, domnule. Potim? În centru comun. Domnule, spunea domnul Cheptonu și în continuare, un dispace mai liber, un dispace mai așa. La Lucan, când va fi canalizare? Nu știu, după 20 de ani. La referitor la... Trotuar, ceea ce menționat domnul Plasier Păduraru, am avut o provocare, ca să o numim, din partea unității CRAB, care administrează, va administra canalizarea, să investigăm un pic toți viitorii abonați ce ține de toată magistrala de la capăt linii Trebeș până la fabrica de bere. Acum, lumea a fost informată prin biserică, cum am putut și noi. Sunt vreo 45, eventual 50 de abonați de aici încolo. Acum Dumnezeu să mă ierte, când a auzit lumea că trebuie să se plătească canalizarea, la revedere, sănătate. Dar mai cine trebuie să-i convingă? Asta e o întrebare de baraj. Păi, dar se convingă. Avem societatea care prestează activitatea asta, să dovedească că este o societate eficientă și care poate să facă față. Și cetățenii plecați la serviciu ei. Da, domnul Valeriu, da. Nu știu dacă da. M-ați înțeles, am fost înțeles. Și voi, dar și ei sunt. Vreau să spun că am fost rugați, atât, da, nu obligați, da. Nu aia. Deci o colaborare de bun simț. Da. Deci nu au obligativitate, dacă au apă de la cram, da. Nu sunt obligați prin lege să... Da, dar ieși la mâna lor în sensul că o să vină să apuce de lucru când doar avea posibilitate. Nu știu, nu suntem, primăria niciodată nu e la mâna lor. Ei sunt la mâna noastră. Trebuie înțeles aspectul. Păi, da, acum dacă o să vină și eu pisionam, voi... Facem trotuare și o să facem din nou, nu? Păi da, nu, nu e așa. Trebuie prestați. Trebuie să prestați. Și barajul, că am grăbit un pic la asfaltat și uitam de jumătate de baraj, s-au lăsat unde au pus canalizare. Și nu, domnul viceprimar, știi că locuiește, maximul 2 ani de zile va fi bai și amar.
Nu trebuie să ne grăbim sub asfaltăm, facem trotuare... Suntem în 2007 și nu puteți spune că analizarea cu așa asfalt și 10 ani ca să stazeze terenul. Sunt soluții. Suntem în 2007. Bine, da, soluția problema... Dar dacă ești a dat soluție, dar nu trebuie nici certă. Dar nu ne certă, păi de asta suntem să discutăm. Încă în Baraj ce s-a întâmplat? În Baraj nu s-a chirtuit tubului la intrarea în canalizare, apa o săpat, o făcut cratere și normal că asfaltul s-a lăsat. Corect, asta a fost un viciu tehnic. Nu înseamnă că trebuie să lăsăm terenul să se taseze 10 ani și după aia să punem asfalt. Nu s-o fac cu calitate din asfalt. Corect. Nu s-a tasat. Ce să sperii? Prețul care va fi pe metru cub de apă sau cum? De ce? Trebuie să plătească canalizarea. Dar cât este? Dar uite, vă spun eu, dintr-un metru cub de apă se plătește 90% din metru cub. Asta vă spun eu. Plătește. Și cei care nu au, din ce am înțeles, cei care nu sunt legați la cram și au apă proprie în curtii, au hidrofori, se va pune pe hidrofor apometru și vor fi taxați canalizarea în funcție de cât consumă pe apometru din la apă proprie. Deci cam asta e cu trotuarul. Alte discuții, altcineva? Mai are ceva pe punctul ăsta? În legătură cu canalizarea. Eu am urmărit ca un beneficiar, nu ca un consilier. Și am cerut și proiectul și nu mi-a arătat, nu vreau să mi-a arătat. Toate șanțurile care sunt văzute, deci conducta este mult mai sus decât majoritatea caselor care sunt în parte de la școală, încoace, până pe undeva pe aici. Deci ăștia nu știu cum o să beneficieze de această canalizare, pentru că cota este sub un metru sau chiar 2 metri. Începând de la mine, de acolo, de la Trebeș, după unde s-a făcut traversarea. Acolo nu este respectat cota de scurgere. Și le-am spus că o să desfacă treaba, o și desfăcut-o. După ce plecau ei, eu mă duceam și turnam apă. Și trebuia să pun 100 de kg de apă să curgă la 30 de metri. Și de vreo... Cred, la o săptămână vin și verifică acolo, au probleme acolo. Deci trebuie verificat. O să obligăm cetățenii, că asta am spus-o din mai multe ori. O să obligăm să plătească, dacă consumă apă de la ei sau cum zici cu hidroforul, să plătesc asta. Dar cine plătește că eu trebuie să cumpăr o pompă ca să pot să bag din aznaua care o am, la 7 metri în jos, în grădină, să aduc apa sus. Și ce pompe trebuiesc? Ca să pompe speciale, nu merge cu rotor. Vă spun eu, cu aproximație plus minus. În viitorul apropiat, nu se știe când, o să apuci bănuiesc de preacordare. Vor avea nevoie de abonați, una. Și atunci... Cred că o să ne dea informații. O la cel care are pop, o să calculeze. Da, o să ne dea informații. Am făcut ministru a mediului să impozităm și apa celor care au făcut fântâni, pentru că am investit atâta bănet pentru alimentarea cu apă care stă pompilele care stau cea. Totul ministru o propus. Deci trebuie văzut practic cum se vor desfășura aceste lucruri. Exact ca și cu, dacă tot am spus două vorbe, în legătură și cu luminatul ăsta. Dacă nu mergem la cauza care produce efectul că nu avem lumină, nu se aprinde pe ăla acumulatoare și controlorii aia, putem să ne facem orice. Deci trebuie să vedem de ce controlorul ăla, cum se cheamă, nu oprește încărcarea acumulatorului ca să nu fie ardă. Atunci să invităm delegați la CRAB, la următoarea ședință. Da. Poate dăm niște lăbuni. Eu am avut discuții foarte mari cu inginerul. Nu vreau să mă arăt pe ei. Eu n-am văzut să pune lira acolo să vadă căderea. Eu pot să vă spun că investițiile astea se fac pentru cetățenii comuni și datorii. Scopul acestor investiții este să o aducă până la poarta beneficiarului. De acolo ce face beneficiarul? Că are pompă. Că nu are pompă, este problema. Așa e peste tot în Europa. Pentru că nu poți să faci atât de adânc în funcție de teren. Trebuia să o facem la 8 metri canalizarea ca să prinde tot. Dacă așa e terenul aici... Așa o făcut la Băgeț. 8 metri, 1 metri. Vreți fost, vreți canalizare, trebuie să vă puneți pompă cu apă. Așa e peste tot. Doamne. Foarte bine ai dedicat problema, că fiecare trebuie să ne intereseze de vestarea deșeurilor astea de la WC-uri și apă menajeră. Trebuie colectat într-un loc, ca să fie... Da. Investiția a fost să ne aduc în fața porții. De aici ce se întâmplă din fața porții, nu mai e problema investitorului. De aici, și trebuie să găsi soluții. Soluții sunt pompe, dacă nu este cădere suficientă, pentru că nu se poate... Da, punem la vot primul cuvânt, vă rog. Eu am 8 metri. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Mulțumim. Nu se găseau punctul 2. Punctul 2, proiect de hotărâri privind excluderea Asociației Dezvoltare Interconectare pentru Salubrizare Bacău, orașul Comănești. Am primit o adresă de la asociație, așa că, întrucât Comăneștiul, deci prima dată în ianuarie a dat hotărâre așa, s-a de acord cu atribuirea contractului de legare a gestiunii serviciului către ADIS în februarie, întrucât au revocat hotărârea, întrucât ei au acolo o societate, Ecovalea Muntelui, și au un contract acolo, nu știu ce. Și acum, din cauza lor, nu poate încheia. Faceți precizarea că ei au contractul pe pare din 2008. Contractul e vechi, nu lucrează, e lucrează, acum. Da. Este, dar nu se mai poate lucra la infinit, nu o să mai primească avizii și va trebui și ei la rândul lor să vină totul. Dar ei erau deja, aveau o activitate, care erau tot programe europene. Dar fiind în Asociația Dezvoltare, când s-au fundamentat proiectul ăsta, ei au fost de acord și ei și acum. Dacă nu s-a aliniat acolo... Da. Mai scrie cineva la cuvânt? Nu, ideea ar fi fost, fie și punctul de vedere al celui acuzat. Păi are aici, deci o trimis... Nu are nimic, avem materiale, am materiale și e, numai ADIS-ul este tot ce se spune aici. Deci acelui acuzat nu e niciun punct de vedere, nicio, nu plezează cu nimic, nu. Dar cine e acuzat? Deci poate Cobănești. Băi, voi plecați, vă excludem. Dar era bun să fie și un punct de vedere a celui acuzat. El a avut la ADIS acolo propost ședință și a fost și omul a zis, dom'le, când termin contractul cu ăștia... Dar nu se rest cum ar sta lucrurile acolo. Primarul Miron a zis... Ei motivează ca societatea care desfășoară acum activitate în Comănești să fie plătită de către operatorul ăsta pentru colectare. Atât. Deci nu ar fi mult. Dacă nu știm adevărul, presupunem. Acolo sunt niște interese. Dar era bun dacă erau șoare lor. Domnul, uite asta, acuză la, se descurcă. Și credeți că ne scrie nebunia? Nu, președintele și așa, toată lumea... Da, supunem la vot, cine ești membru? Nici primarul de la Moinești, eu sunt felul următor, eu nu vreau să ies din asociație, vreau să rămân în asociație, dar să-mi termin contractul ăsta. Deci ăsta a fost punctul de vedere. Sunt puncte diferite. Gata, domnul Balenciu. S-a votat? Mergem la punctul 3, vă rog. Punctul 3, proiect de hotărâre privind avizare de principiu a planului balistic de detaliu privind investiția construirii locuințe parter, anexe și șmuire, am plasat în satul Mărgenecona Mărgenea, BCR, Bogdan, Viorica. Terenul are o lățime de 10,23 m, legea prevede că trebuie să ai vecior și 15 m, deschiderea la drum. Doamna Bogdan vrea să facă o casă locuință parte, cu anexe și împrejmuire pe strada Bujorului, aici am în spate la ceva. Am astăzi... Da. Discuții? Acest punct? Asta e input aici. Da. Nu mai este, nu știu, cu vecinii. Nu are nicio problemă cu vecinii. Ea, oricum, va trebui să respecte pudul, luat distanțele față de vecini, căderea apelor, tot. Dar nu sunt probleme. Da. Supunem la vot cine trebuie. Potrivă? Abține? Mulțumim. Cu 4, domnul Sărinte. Proiect de hotărâri privind avizarea documentației PUS, reabilitare și extindere spațiului existent, beneficiar și un lot Marius Alexandru. La informat de spațiu comercial de aici din față, care este în paragină, se dorește a fi reparat, extins, dacă îmi permiteți, să fie inclus în proiectul pe care m-am fi și pentru parc și monumentul eroilor. Să fie o corelare între puzul Pășolă și parc, și proiectul parc. Adică se cadă de acord să o face. Avizare de principiu. A fost emis avizul de principiu al Consiliului Local. Acum este pe baza la ce s-a prezentat atunci, acum se cere avizul Consiliului Local. Eu sunt beneficiar de șolos și chiar și noi, ca în viitor beneficiar de parc, din proiectul de la parc, ar fi bine de colaborat. Se cadă... Cum se va respecta proiectul? Da, adică să pară un proiect integrat. Adică să nu vină asta cu o culoare la...
la construcția lui. Avem aici o cerere a domnului domnule Afențoaie de la Casa Blanca și vrea să închirie spațiul ăla unde stau mașinile de aparcate acolo. La sucuri, unde stă, unde ai pădurarul. Unde sunt hârburile alea? Hârburile alea, vă spun eu care e sumar. Unde sunt mașinile alea? Abandonate, dacă știi prea bine. Da, mai pus eu din carte. Omul simplu, la subiect. Omul vrea să intre, nu în posesie. Să amenajeze frumos. Eu petrecere sâmbata de America, vin mai multe mașini, să aibă unde să le trag. Când l-a spus Dan Spaci, parcă acolo nu l-a pus nimeni de acolo. Când l-a spus Dan Spaci, parcă acolo nu l-a pus nimeni de acolo. Bine, dar era cu banii primării. Bun, și omul și-a sumă să aducă ceva balazul, să ține de scurt o post. Sunt mult acolo, sunt eveniment. Mai bine pentru... Haideți un pic pe rând, vă rog. În prezent aduc la cunoștință că există un spațiu public care nu este îngrijit și nici nu este folosit, la care pe spațiul respectiv vreau să parchez mașini proprietate personală, la care mi-au angajamentul să-l întrețin acel spațiu, chiar doresc să amenajez acel spațiu și acolo pot parca și ultima cine dorește, menționez că acel, deci vrea să-l amenajez el. Cum poate să demonstreze că amenajarea aparține dumnealui și nu consiliul local? Dar noi de ce să investim, domnul Valer? Momentan. Dar mă refer acolo, cum poți să pleacă tu de aici că vin cu mașinile mele, la alt cetățean? Dar nu-i... Pentru restaurant, că n-are petrecere, dar are să parcheze mașinile. Bine, dar noi, de ce nu am putea să investim? Apropo de ce ați venit. Păi, parcum să facem și asta, dacă nu fi posibilitate, nu fi. Dar nu beneficie nimic. Domnul, parcare, nu e o clădire. Am avut discuția asta. Primăria Mărginii nu se comportă ca o societate comercială, nu trebuie să facă profit. Deci, atunci știi ce facem? Haideți să oprim autobuzele care duc copiii la școală, pentru că nu-i câștigă nimic. Deci, Primăria Mărginii este în slujba cetățenilor, nu se facă profit. Nu? Deci, nu trebuie să ne gândim să facă profit. O parcare sunt evenimente fiecare seara acolo, mașini. Ok, omul plătește atâta, 300 și ceva de milioane pe an, plătește impozit la Primăria Mărginii. Corect? Și ăla, ia niște bani care vin aici. Este o parcare care o amenajăm, ia primăriei, nu ia lui. Da? Și nu o să mai fie niciodată vânat terenul ăla, că vrea să fac un service, că să fac nu știu ce. Este o parcare care rămâne comună, proprietatea comună. Și în mijlocul, la drumul județean. Dacă se întâmplă un accident... Deocamdată, dar pune balast, nu-l încurcă pe nimic. Pune era și așa, dacă era buriene acolo, ce facea? Bună, și mai mult, dacă e atâta aglomerație. Iar buriene aglomerare. Mai are să mă leacă. Eu am cerut și anul trecut, la începutul anului, și anul ăsta trebuia să o cer, să o prindem din proiectul de investiții, o parcare nu este o investiție atât de mare. Cu pavaj vegetal, era foarte simplu, bordul și nu era mare. Plus că acolo este și o stație de gaze, deci nu se poate construi nimic acolo. Da. Dar responsabilitățile în cazul unui accident, în parcare, sau e în cazul... Primăria Mărginii. Nu, primăria mea. Sunteți de acord? În principiu, nu. Da. Nu știu de responsabilitate. Altceva la diversie. Aveți? Dar îl bagă pe altceva. Atâta, nu. Atâta, nu. O trebuie. Nu ia. Mai avem în sală pe domnul care a vrut să închirie la târg acolo. Da. Poftiți, domnul. Da. Spuneți două cuvinte. Suntem interesați de spațiul de la târg. Am înțeles că nu se pot obține autorizația ființat trebuie de animale și vreau să ne mutăm cu sediul social, o societate din Bacău, vreau să mutăm la Mărginii. Cum se numește și cum se numește societatea? Să ajung de la nivel de vestic ca cineva. Dar s-o publicat de către autoritatea locală că au un spațiu care e disponibil pentru activitatea? Nu știu. Noi știm foarte bine că e deja litigiu. Ieri am vorbit de nu este litigiu. E vorba de Curtea de Conturi care... Domnul Vece, lăsați! Deci asta vorbeam. Noi vrem numai profit. Cum? Adică, deci în sus, de ce nu facem pe piața acolo? Dar lăsați da. Situația pe tatăl să explicați domnul Vice sau domnul Prezant. Problema se pune. Noi ieri am discutat-o în comisie. Da, am discutat-o, da. Da. Noi acum vrem să ne vindem și cămașa, cum se face ceva? Domnul Valeriu, nu se vândă, se închiriez. Se închiriez, domnul Valeriu.
Ieri am purtat discuția în felul următor. Astăzi o reîmprospătăm. Sub aspectul ăsta, spațiul ăsta s-a făcut pentru o viitoare piață agroalimentare. Da. S-a vândut un ou din an în apoi. Din cauza dumneavoastră, domnul Stricii, pentru că nu v-ați interesat să căpătați... Nu s-au făcut de rău, dar trebuie autorizație. Nu da autorizație. Să funcționeze, trebuie să avem avize. Dar când s-a dat... Când s-a autorizat acea construcție, au avut niște avizii, domnule. Deci, nu s-a construit în vânt. Când? Deci, când s-a autorizat acea de construcție, sunt avizii la ea. Păi întrebarea este, dar clădirea respectivă nu are niciun aviz. Cum se poate, poate să aibă loc o activitate economică? Dar nu are, în inventarul nostru. Nu are aviz de funcționare, ceea ce spuneți dumneavoastră, ceea ce se dorea. Pentru piața agroalimentară. Dar nu pentru altceva. Dumneavoastră nu au demarat niciun pas, domnule, pentru avizele necesare în ființări. Nici piața agroalimentară, nici târg, nimic. Dar degeaba le demarăm că nu se aprobă nimic. Nu se aprobă. Ascultați-mă ce vă spun. Ce explicații putem primi? Da, poate merge în demarăm. Depășești orice limite. Nu demarăm pentru că s-ar putea să nu primim. Dar s-a încercat și nu s-a încercat. Domnule, să se dovedească, domnule, am 3 avizii și al 4-lea, al 5-lea nu-l putem primi, domnule. Domnul a fost primar, dar nu a fost primar, nu putem să funcționeze pentru comună, domnule, acolo. Cum să funcționeze piața agroalimentară? Toate comunele au domnă jur. O fi, mă, că-s mai la distanță, dar tu la 2 clasi... Și noi să ne ducem la... Se duc, dar dacă poate o bătrână să ducem cu niște urmici acolo, cu... Și cine e bubări? Cine e bubări? Domnule, dacă tu, domnul Vici, dacă dumneavoastră de când sunteți viceprimar, făceați 3 edificii din nivelul ăsta, cred că aveați dreptul moral să-l închiriați. Dar deocamdată n-ați realizat niciunul din nivelul ăsta și e foarte simplu să-l dați. Noi aici ne-am... Nu-l dau eu, domnul. Păi nu. Nu-l dau. Dar dumneavoastră susțineți cauza cea mai tare. Susțin ideea cum să va da niciodată avize pentru chestia. Dar de ce n-ați încercat pentru piața agroalimentară? Găseați alt obiectiv, domnule. Poate vă doriți să mergem împreună, domnul Valeriu. Mergem împreună cu cea mai mare plăcere. Toți care dacă nu puteți să încercați. Dom'le, sunt specialiști în primărie care pot obține avizii. Da. Sunt plătiți. Deci se duce pentru avizul ăla până primește refuz. Până să pun refuz. Adică, dacă nu erau oameni în primărie să muncească, să ducă după avizii, corect. Dacă era Ionuț, dar Ionuț aducea avizii de oriunde, nu exista. La Bruxelles, dacă trimiteai după avizii, aducea avizi. Se descurca. Și înseamnă că dacă domnul Robert nu sunt sorbă. Nu, dar nu s-a cerut. Dar sunt specialiști în primărie. Nu mă duceți discuția acolo. Sunt specialiști în fiecare birou care poate să obțin niște avizi. Dacă a specificat numele trecutului, înseamnă că prezentul... Corect, dar nu să fac comparații cu mine. Un obiectiv... Asta era discuția mea. Un obiectiv nerecepționat îl să-ți facem la concesiune, la vânzare. Dar nu se... Nu i-a spus părerea dumneavoastră de majoritatea. De ce nu i-a spus părerea? Așa poate și cu iluminatul stradal. Iluminatul de ce, domnul Vale? Iluminatul nu s-a semnat în recepție. Dar de ce nu l-a închiriat pe ăsta și l-a concesionat pe ăsta, domnule? Dar nu suntem în măsură să facem ceva. Nu, ești chiar dacă atunci facem... Nu este legii ca să dăm curentul către Leon. Liniște că nu dăm profit de nimic. Domnul Valerică, îmi pare rău că afirmați problema asta. Mi se pare că există un dram de invidie că nu s-o semna, că aveam glonțul drept în tâmplă. E o investiție atât de mare la nivelul comunii, la nivelul țării, a regiunii, care nici nu se poate recepționa. Păi dar dumneavoastră, dacă erați primar, semnați o recepție care nu funcționează. Nu s-a făcut recepția la lucrare. Pe parcurs ca lucrarea să fie corespunzătoare. Păi și dacă nu-i, cum s-o preluăm dacă nu-i... Nu cere nimeni nimic altceva, atât. Păi dar... N-am urmărit nici prin dirigențe de șantier, nici dumneavoastră ca și entitate. Ascultați-mă, domnul dirigent de șantier o să răspundă în direcția lui. Bun. În direcția lui. Este proiectantul, este constructor, este dirigent de șantier. Care nu vrea să dar și erați în comisia aia dumneavoastră. Nu ne stați liniște. Care vrea să afle, auziți, care vrea să afle adevărul, să vrea să stai de vorbă cu noi, că s-ar putea. Dacă știți atunci, de ce nu le spune și nouă, da, aveți secretii. Uite, conservați. Dar ce să vă spune, domnul Mare? Are secretii referitor la lucrarea. Păi se nasa. Nu, îmi pare rău, dacă considerăm să... Dar vorbim dumneavoastră acum că știți care-i cauza. Îmi pare rău dacă ziceți că susținul sunt secrete și vă le îndeceți. Dumneavoastră, din când vă cunosc eu și ce vă conține, sunteți împotrivit. Nu, domnule, am văzut să vă primit totdeauna. Eu sunt în locul domnului amenințat în Împi, nu mai dau, am văzut și uitați. N-ați aprobat un proiect, n-ați asfășit. Ați total, nu mai vorbiți asta. Dar zici mii de oameni, cine lucra prin lung acolo? Și acum tot dumneavoastră sunteți împotrivă la tot. Nu, 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 nu
Dacă se făceam un aeroport în Islas, nu era bine pentru comună? Dacă se făceam un aeroport, nu era bine pentru comună? Se făceam o fabrică, se făcea de lucru la muncitori. Implicațiile știți care erau? Că numai din sute de hectare în jur nu putea să mai construiască nimic. Vă rog frumos să, să discutăm numai pe punctul piața. O fabrică care domnul director a fost la noi, a făcut fabrica imediat. Are 800 și ceva de angajat. Știți cât are? Un hectar jumătate fabrică. De ce o cumpără de la cetățean? Hai, domnul Ioși, vă rugăm frumos să discutăm pe punctul care... Nu mi-am dat de certă, dar nimic nu facem. Domnule, dacă dumneavoastră aveți altă opinie din punctul ăsta, e problema dumneavoastră. Nu, dar fiecare consemnează, domnule. Dar fiecare, domnul, trebuie să... Doamna Gabe, specificați acolo fiecare... Fiecare opinie la fiecare. Procesul verbal de asta există la dosar, că nu există niciun proces verbal. Îmi pare rău. La ședință. Nu poate și nici acum nu există. Nu e adevărat. Așa l-au făcut întotdeauna. Și s-au completat după. Doamnă, deci n-am avut consilieri în martie niciodată ședință, mapa de ședință, proces de vată. Mi-a spus opinia până la o majoritate simplă, că știi. Da, nu, eu acum... Dacă considerați că numii propriu, vă rog, doamne, insist să se facă nu știu ce, îmi pare rău. Nici așa să o lăsăm să se deterioreze de tot. Așa poți să facem. Încercăm să fie o piață acolo. Ba mai mult, ba mai mult. Poate finanța inițială. Nu ia vin pe toaia. Poate tot. Atâtică cineva o închiriază sau mă rog, mă știu. Dar noi de ce putem duci parcul ăsta cu autul acolo? Stă acolo paraj. De ce putem duci parcul ăsta acolo? De ce mă? Când îi ține acolo anexa aia, să dă rămâne pe mine. De ce nu duci parcul ăsta? Da. Da, nu, deci, tu nu poți recepționa ca lucrat și o să-și spui, băi, ești, tu ești gata. Da. Voi eu, ești putință? Treaba e regulă. Oameni buni, care sunteți de părere? Să punem la vot cine este cu centrul comercial. Împotrivă. Nu, specificat. Specificat cu fiecare. Abținere? Mulțumesc. Mulțumesc, domnule. Adică sunteți... Mai e ceva la... Păi, mai avem la Partidul Mișcarea Populară, Dumitru Adrescu, prin care îi retrage sprijinul politic domnul Fodor Francis, așa, și propune în locul lui pe domnul Ioși Marius. Titlul informativ, da? Da. Ah. La ședința următoare... Deci trebuie să punem la vădă urmă? Deci înlocuirea lui Fodor Francis cu Ioși Marius. Da. Deci, să punem la vot. Sunteți de acord cu schimbarea? Da, cu cei francici? Păi da, domnul... Păi la atributul partidului, nu-i treaba noastră. Da, dar votăm noi. Prin votul Consiliului. Să luăm la act din vot. Dacă sunteți de acord. Act din vot. Sunteți de acord, da? Propunerea anterioară, deci ținii poate de 2-3, că e bun în patrimoniu. Deci s-o vota sau nu s-o vota? Păi cum se voteze? 2-3 încerciți. S-o vota. S-o vota, dar cu votul. S-o trebuie sau nu trebuie? Nu, păi nu poate treacă. Trebuie să fie 8 voturi. Stați un pic, la ce vă referiți? La închirierea și concesiunea. Păi da, vă rog votăm încă o dată. Care? Ante, nu s-o vota? Nu, nu, nu. 6. Hai, votăm încă o dată. Cine este pentru? 2, 4, 6, 7, 8. Și acolo, și acolo. Și acolo. Numărați. Numărați doamna procesul. Notez. Deci domnul Bardar, domnul David, domnul Răgu, domnul Pădurar, domnul Ioja, domnul Ungur, domnul Petrea, sunt pentru. Și noi, da? Subțeam la noi. Și noi. Și dumneavoastră, noi. Dumneavoastră, noi. Dumneavoastră, noi. Și el îi votează. Da, împotrivă? Împotrivă domnul Pietru și domnul Paraman. Așa? Și domnul Pădurar, domnul Pădurar. Mulțumesc. La diversi, aveți ceva, domnul? Nu. Bine, puteți termina? Da, mulțumim frumos pentru participare. Să vă mulțumim, sănătate! Procesul verbal rămâne la ședința cealaltă, a treia.